Existe ou existe? Ai, frate, mă lipesc de tentieră. Mi se duc fălcile așa în spate. Wow. S-a culcat pe scaun? Mama! S-a capul. S-a dus cu capul în parbriz. Cum făceau așa mașini, credeai că se fac? Pe bune? Salut! Sunt Otu de la Miere TV și astăzi, fraților, mergem să ne întâlnim cu Andy Popescu. Jos, cred. Emu te-a impresionat, nu? Da. Emu... Mi se pare că asta e nimic față de... Parcă nu crezi chiar așa să fie, a? Da. Adică... Nu? Da, nu, eu sunt cu BMW-ul. Eu sunt fan BMW, știi? Da, te uiți. Wow. S-a culcat pe scaun? Mama! Asta ai putut să-mi pun ceva? Mai de capul! Tu cu capul parbriz. Wow. S-a culcat pe scaun? Mama! Asta ai putut să-mi pun ceva? Wow. S-a culcat pe scaun? Mama! Asta ai putut să-mi pun ceva? Mai de capul! Tu cu capul parbriz. Doamne, dar mi se pare foarte ciudat senzația că nu auzi nimic. Asta e cea mai tare chestie. Nici nu știi când vine puterea, nu te anunță absolut nimic. E normal, nu ești pregătit. Da. Nimic nu te poate pregăti pentru întâlnirea cu bestia. Mă obișnuiești, deci nu mai, pe cuvânt, nu mai îmi face plăcere să merg așa cu M6. Cred. Deși ai zis că ții 10 ani. Nu, că poate îl ții 10 ani. Da, cu am început să zic că ți mașina 10 ani, ce mașină, nu vinde. Băi, deci n-am văzut nici ce am primit atât mesaje, că le-am primit, frate, ieri când am zis că vând mașina, de știi cum. Adică așa că nu vinde mașina, nu vinde. De mie îmi place așa cum se simte așa. Parcă merge fără efort. Da. E și ușoară, nu, mașina asta? Mult mai ușoară ca eu. Da. Parcă simți așa, nu? Că simți puterea? Da. Uite, 30, 20. Hai de mine! Mamă, frate! 30, 20. Hai de mine! Mamă, frate! Mi-a dat gol în stomac. Vai de mine cum se simte așa un gol în stomac, efectiv. Și nu te anunță absolut nimic. Deci dacă nu spui așa 20-30 să mă pregătesc. Nu te așteptai, a? Nu, păi n-ai văzut cum ai dat cu capul de parbriz. Dar nu ai văzut pe aia. Cum făceau așa în mașină, credeai că se fac? Nu. Eu adică sunt așa puțin exagerată, a? Nu sunt chiar atât de sceptic, că te-am cunoscut și știu că nu... Yeah. Adică tu nu vorbești la ei. Ia. Adică tu nu vorbești noi? E violentă? Foarte violentă. Mai violentă ca M6? Da. Șocul ăsta în baterie. E mult mai tare decât șocul următor. Ultima dată am zis că mi-a dat șoc în inimă BMW-ul. Asta îmi dă în stomac. Îmi creează așa un gol în stomac. Trebuie să faci acum un sticker din ăla cu șoc în baterie. Asta nu mai are motor, nu? Are două motoare, dar... Dar sunt electrice, practic. Vezi cum pleacă foarte fort așa. Da, foarte fâșneață. Că nu rupe aderența. E, nu, e 4x4. A, e 4x4? Da. Simți așa puterea asta, nu știu, eu o simt. Păi, mamă, cum să nu simți?
Și se mai aude un țiuit așa, nu? Câteodată, când îi dai tare. Dar nu, te avertizează când vine ceva în față, ia să vede. Îl vede pe stanul la plus. Uite asta. Dar foarte fin așa, vie. Ah, când îi dai blană, nu? De la motor. Da, așa este. Ca troleu. Exact. Asta e în jur de 50.000? Depinde de ce modelul ăsta e, mai spun că e performant, știi? E ca alu Bucnici? Alu George Bucnici? Nu, este... E mai performant decât alu Bucnici. Alu Bucnici are tracțiune spate și range mai mic. De același model, fără performance, nu? Da. Uh-huh. Mi s-a părut mie că forma aia e cam aceeași. Nu prea mă pricep la Tesla. Asta e gata de șoc oricând. Da. Nu trebuie să se tureze ca să îi dea șoc, știi? Exact. Da, mă, nu știu. E... Mie îmi place. Mie chiar îmi place. Și aia care vrei tu să-ți iei pe-ul e cea mai puternică de la Tesla? Da. Și încă n-a apărut Roadster-ul, știi? Doamne! Încă n-a apărut Roadster-ul, știi? Doamne! Cât de tare e! Mă înțelegi acum de ce nu mai vreau... Da. M? Exact. Nu, nu folos, n-ai schimburi de ulei, de plăcuțe de frână, că ea, ea se, se încarcă de la frâna regenerativă, știi? Se încarcă bateria și nu folosește plăcuțe de frână. Decât cazuri foarte rare, când o calci super grav, știi? Doar așa folosește plăcuțe. Uite că se uite și copiii. Asta e viitorul! Asta de viitoare o să încerc să ating. Vezi tu cum am notat. Da, exact. Păi de la 25 la oră nu poți să ajungi. Păi te zic eu și... Hai! Ești gata? Hai! Până la 100 nu pot. Trebuie să mai lucrez abdomenul ăsta. Doamne, cum e, frate. Da, deci chiar ăsta e viitorul, pe bune. Și tu cum ești pasionat de tehnologie, trebuie neapărat să ții. Da, poate nu e pentru toată lumea, dar pentru mine e. Clar, nu e pentru toată lumea. Poate unii deranjează să încarce, stă să încarce mașina. Ca să mai zic, un plin la M6 e 3 milioane jumate sau 3 milioane 600, la asta e gratis. Da. Și există încărcătoare, asta e cea mai două, dacă n-ai unde să o carci. Asta e cea mai... Da, să încarci. Îți o stație în curte, că poate să fie o stație. Lasă stația, mă, ca să nu dai bani, dar e vorba că cu range de 500 de km, da? Și uite câte stații sunt toată țara. Mă, chiar. Deci uite câte stații sunt. Exact. Vezi că lumea zice, de unde, că n-ai unde să o carci. Uite, frate, toate stațiile astea sunt gratis. Păi da. Și în Vâlcea avem la ăștia, la Kaufland. Păi uite aici, la Râmnicu Vâlcea. Da, ia uite, Kaufland. Kaufland Vâlcea, vezi? Exact. Și acum e momentul să ai mașină electrică, pentru că nu sunt mulți. Ai văzut câte erau aici? Erau 3-4 mașini electrice. Toate da. Acolo erau mașini electrice, știi? A, deci ca să nu aștepți, era da. Încărcat. Da, dar oricum te uiți. Super. Altceva, nu? Da. Deci nimic nu stă în cale cu asta. Pleci de lângă un BMW. Și? M-am văzut ăla și fără sunet, îți dai seama că nu au sunetul, că se turează, nu te aștepți. Că dacă vezi un Lamborghini și l-am văzut, te aștepți să plece, să fugi, să fugă, știi? Exact. Da, așa. Nu te anunță absolut nimic de ce urmează să da, faci. Decât sunetul pedalei. Să zic că îi dai fum la BMW-ul ăla, da.
face vibrația. Mi se pare așa. Ai întâlnit Andy? Mi se pare așa dirty, toxic. Toxic, da. Da, îmi place sunetul motorului, dar... La un motor nu poți să-i dai așa, că îl strici dacă îi dai șoc după șoc după șoc. Îți fierbe apa, îți pierde tot, ia uite asta. Exact. Asta-i dai non-stop, non-stop, non-stop. Mai e și gratis, nu te costă benzina. Da. Așa e, nu ai foarte multe consumabile. Foarte tare. Dar e parcă e mai stabilă, mai... cum să zic eu? 4x4. Da. M-ul e periculos, fuge de fund, da. Trebuie să știi să o controlezi bine. Știi că ziceai tu că, doamne, am vândut M5-ul că nu mă simțeam sigur, adică, cum să zic eu, se era frică să nu mori efectiv cu el. Da, cu asta e și sigură, știi? Da, deci pe... Cu asta, parcă nu, parcă, știi, orice îi face nu poți să-i scoți sistemele. Uh-huh. Deci nu poți să-i scoți sistemele aici la driving, poți să-i dai doar slip start, știi? Atât. Doar slip start. Super. Poți să conduc oricine pe asta, nu-ți trebuie experiență de pilot sau... Da. Vezi, m-a atenționat că eu nu mă uitam. Da. M-a atenționat și m-am uitat imediat în față, știi? Ce tare. Oricum punea frână. Eu văzusem că e un opt. Și acum accelerează singură, știi? Uh-huh. Dacă ăla accelerează și asta, știi? Care distronic. Ce tare. Și bănuiesc că direcția e foarte ușoară. Pilotul automat, adică se fie aia stânga-dreapta, dacă vede că ia curbă, ia și ia curbă, știi? Dar ce volan simplu are? Și ca să accelerezi, accelerezi de aici, știi? Ce tare! Vezi cum pune singură frână? Da. Super! Bine, chestiile astea oricum. Adică mi-ar fi frică așa să o las. Trebuie să te obișnuiești. Ce? Ce accelerează singură? Păi tu nu vezi? Mă, da. Să vedem cum ia curba asta. Ia, filmează cum ia curba, așa, și să filmez că eu nu țin mâna pe volan. Ok? Da. Wow! Mamă, ce curbă e! Dar sunt pregătit întotdeauna să iau controlul, da? Da, o vezi, da? Da. Da. Ea trebuie să simtă mâinile, știi? Super tare. Bine, n-ar fi frică să merg așa. Păi da, dar nu mergi așa, tu ești pregătit. Da, corect. Că nu stai pe, eu nu stau acum pe telefon. Da, da, corect. Eu supraveghez. Da. Nu stau să trag un pui de somn, știi? Și trebuie să te obișnuiești un pic, până prinzi așa încredere în ea, să vezi cam cum se comportă. Ia, să vedem, pune frână? Ce zici, pune frână? Da. Ia. Super tare. Deci nu vine să cred. Dar oricum puterea e cea mai impresionantă. Exact, puterea e cea mai impresionantă. Faptul că se conduce singură, mai sunt, cred, mașini. Da. Și gândește cum e aia de 700 cai. Dacă asta are 450, te bagă scaun în felul ăsta. Da, Andy, eu nu înțeleg cum a făcut asta, Elon Musk, faza asta cu softul. Cum poate să-ți dea putere mai mare prin soft? Nu știu. Adică... Adică e motorul mai puternic, dar a limitat-o din soft. Păi, e început. Totul din cum se transmite puterea din baterii. Cum vine puterea din baterii ca să ducă motoare, spune asta e bun. N-ai planetare să se strice, n-ai cardan, n-ai transmisie, n-ai cutie de viteze. Da. Și de asta și ai ataloc pe aici, vezi? Da. Mă, ce spațioasă e. Ia uite, și pe aici. Și pe aici. Vai, super. Vezi? Da. Că n-ai cardan, n-ai cutie de viteze, ai și mai mult spațiu de stocare. Așa e. Uite și gata de... Nu știu, îmi place, frate. E bestială. Asta e și spațioasă. Știi, adică asta e cea mai mică. E cea mai mică asta? Asta e cea mai mică mașină de la ei. Wow.
E cea mai mică. Păi fii atent, pe lângă asta, mai e mai mare puțin Model S, berlina pe care vreau să mă iau. După aia mai este Model X, adică SUV-ul, care e și mai mare, știi? Da. Și bateria, degradarea bateriei la toate modelele Tesla este de 10% în 8 ani. De bune? De sau? Chiar asta vreau să te întreb. 10%, că asta e iar o altă. A, mi-au și să strică bateria, mă lasă bateria. Exact, așa că media este de 10% în 8 ani. Să sunt informații, poți să le cauți pe net, știi? Pentru că sunt destul de scumpe bateriile, bănuiesc să le schimb. Între 5 și 7000 de euro să schimb bateria. A, nu e așa mult. E ok, adică e acceptabil. Da, e acceptabil. Dacă ai 50.000 de euro. Da. Ești gata să o conduci? Da. Și acolo facem stânga. În capăt. Mă, ce acum? Stânga face. Ți-i un pic frică. Mai dă-i acum, tot o mică. Gata. Și el erau cu radarul, frate. Am văzut, am stat. Eu sunt foarte norocos, n-am luat nicio amendă de... 110. Băi, frate, cum se duce? Putea să ia 120 și rămâneai fără carnet să-mi bag piciorul. Și l-a dus. Genial. Genial, fraților. Andy, îți mulțumesc foarte mult. Ți-am mulțumit de 100 de ori. Îți mai mulțumesc încă o dată acum. Să fie 101 oară. A fost cea mai tare zi din viața mea. Ești cel mai tare, bro. Pace.